genul programului Pamflet. Aceste alegeri locale au arătat că degeaba ne strofocăm cu lupta anticorupție atâta vreme cât românii nu împărtășesc toți aceleași valori. Votul de duminică a demonstrat negru pe alb că pușcăria nu e nici pe departe vreo stigmă, la fel cum altădată ni s-a mai arătat că nici violul nu e și nici violența domestică. Băimărenii trebuie să fie avut motivele lor pentru care îl preferă ca primar pe Cătălin Cherecheș. Motive or fi, principii morale însă, ioc. Iar asta e o problemă gravă, cu rădăcini adânci, cu explicații antropologice. Din păcate, cazul Baia Mare e doar vizibil, dar nu excepțional. În fiecare județ au fost aleși indivizi cu serioase probleme penale. Paternul educațional se multiplică în toată România, de la o generație la alta, atât de disciplinat, încât e de mirare că sunt și unii care nu se aliniază. Dacă un primar acuzat de corupție, aflat după gratii, poate fi reales cu un asemenea scor, orice e posibil. De ce ne-am mira că se fură bani, proprietăți, că se dă și se ia șpagă, că se cumpără examene și funcții, că se plagiază doctorate? Românii știu asta și acceptă, închid ochii, pentru că așa știu ei că se fac lucrurile dintotdeauna. Nu este zi în care să nu aflăm că l-au mai prins pe unul. Procurorii anticorupție din Iași l-au reținut marți, pentru 24 de ore, pe Dan Florin Druga, avocat în cadrul baroului Iași, prodecan al Facultății de Drept din cadrul Universității Petre Andrei din Iași și titular de curs la disciplinele Teoria Generală a Dreptului și Drept Penal, fiind acuzat de luare de mită. Mai mult dispreț față de lege, nici că se poate. Vorba, fă ce-ți spune popa, nu ce face popa, e străveche. Adaptată la zilele noastre, ar putea suna, fă ce zice legiuitorul, nu ce face legiuitorul. În atare condiții, de ce ne-ar mira că românii apreciază un pușcăriaș? Suntem putrezi, nu ne mai facem bine. Un punct de vedere. Alina Mihăiescu sunt, cele bune!